Povestea tragică a două surori orfane i-a impresionat pe pompierii gorjeni, care l-au căutat pe Moș Crăciun și l-au dus acasă la cele două copile crescute de mama singură. Alina și Cristina și-au pierdut tatăl în urmă cu un an și jumătate. Cele două surori de 11 și 9 ani s-au născut după ce părinții lor au pierdut trei băieți, care au murit într-un groaznic accident feroviar. Frații, cu vârste între 6 și 10 ani, au sfârșit în mașina strivită de tren în care erau cu un vecin și copiii lui. Tragedia i-a marcat pe părinți, care au văzut un semn divin la 2 ani distanță, când pe 13 iulie, ziua morții celor trei copii, li s-a născut o fetiță. Au încercat să lupte cu suferința, mai ales că la alți 2 ani distanță a venit pe lume și a doua fetiță. Copilele nu au apucat să se bucure de copilăria lipsită de griji, deoarece tatăl lor a fost lovit de o boală nemiloasă și a plecat în lumea în care plecaseră și cei trei frați. Am avut trei băieți și în 2008, pe 13 iulie, un vecin i-a luat cu mașina împreună cu fetița lui și cumnatul lui și au trecut calea ferată înaintea acceleratului. Și au murit toți trei. Câți copii au murit atunci? Trei băieți. Câți ani aveau? 6, 8 și 10 ani. Cu câți copii ați mai rămas? Nu m-am rămas cu nimic. 2 ani mai târziu am născut fetița cea mare, care are 11 ani acum, și e 2 ani diferență între ele, am născut-o și pe cea mică. Cea zi și noapte plângeam, urlam, mi-era dor de ei, era casa goală. Dintr-o dată să ai casa goală e foarte greu. Soțul meu a stat trist, s-a îmbolnăvit, s-a consumat foarte mult. A făcut cancer la plămâni, la ficat și acum un an jumate a murit. Dorina este acum și mamă și tată. Luptă cu neajunsurile ca să-și crească cele două fetițe. Îmi doresc doar sănătate, să-mi pot crește fetele. Cât de greu este? Este greu. Este greu fără copii, fără soțul meu, fără mamă, fără... S-au dus ca mulți și soacră și toți. Mama și cele două copile trăiesc din pensiile de urmaș. Banii nu sunt îndeajuns pentru a acoperi nevoile unei gospodării. Acoperișul casei trebuie înlocuit, însă suma necesară este mult prea mare pentru bugetul familiei. Micuțele au avut în prag de Crăciun un motiv de bucurie, când moșul, adus de pompierii care au mai ajutat familia, a venit încărcat cu daruri. Din vară ei au încercat să mai ajute această familie și cu sprijinul unui operator economic au reușit să le schimbe geamurile și ferestrele la casă, le-au donat o mașină de spălat pentru că Dorina se descurca foarte greu și era o povară în plus pe umerii ei. Am încercat măcar acum de sărbători, dacă în restul anului fiecare dintre noi are problemele lui și fiecare are ocupațiile lui, să încercăm să facem o faptă bună și să le aducem celor două fetițe o bucurie de sărbători, pentru că așa cum simțim noi bucuria sărbătorilor, e normal și firesc ca și ele să simtă bucuria sărbătorilor. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj l-au dus pe Moș Crăciun și la o altă familie cu 4 copii din Schela.